Cumpărătorul renegociază după ce ați bătut palma? Se întâmplă mai des decât ai crede. În primul rând, rămâi calm și ascultă motivele din spatele acestei cereri. Reamintește-i cumpărătorului că deja ați stabilit niște termeni ai tranzacției cu care a fost de acord și este prea târziu pentru a mai face schimbări. Oferă alternative. Sugerează-i cumpărătorului tău să reconsidere pentru că tu ești gata să semnezi în condițiile acordului original sau să te retragi. Păstrează-ți controlul și protejează-ți interesele. De obicei e mai ușor să faci asta atunci când ai alături pe cineva cu experiență în imobiliare. Dar pentru mai multe sfaturi despre vânzări inteligente, urmărește-mă și nu uita că săptămâna asta discutăm în live despre cum să vinzi fără bătăi de cap.